Bună dimineața, micul dejun de la Betania. Este primul mic dejun care ni se servește. Nu e bufețuie de să mergem noi să ne servim. Și e prima oară când ni se servește cafeaua în stilul în care se servește aici. Vă arăt acum și vă și explic. Cafeaua este într-un recipient așa micuț și ți se aduce apă fierbinte. Asta e apă. Cafeaua este extrem de tare la bază și se diluează cu apă. Nu se bea direct așa, dar eu o să gust în gură așa. Bună dimineața, Gașcă! Bună! Hello! Vuelve pronto! A? A, Dorian? A! Unde? Ica! No! Vuelve pronto înseamnă să te întorci curând. Așa. Bună dimineața. Gata cu Paracas. Am plecat din Paracas. Următoarea destinație va fi Huacachina. Am câteva cuvinte sau o concluzie despre Paracas. Merită alocat Paracasului cel puțin o zi întreagă, pentru că sunt mai multe obiective sau lucruri care trebuie văzute. Unul ar fi principalul obiectiv, sunt insulele Ballestas. Ballestas. Tura cu barca de viteză e o experiență nemaipomenită. Pentru cei care au rău de... Da, cei care au rău de barcă probabil că nu, și bine ar fi să vă... Să nu ajungeți în fundul bărcii, în spatele bărcii, pentru că veți fi uzlioarcă. Oricum bine ar fi să vă luați ceva impermeabil. Ei se distrează, îi distrează pe turiști, între ghilimele, se distrează făcând viraje, când pe stânga, când pe dreapta. Insulele în sine, cu un ghid bun, noi nu am avut parte de un ghid bun, dar cu un ghid bun veți afla lucruri și informații prețioase pentru copii mici. Să vadă focile, să vadă pinguinii, Humboldt. Deci e obligatoriu de neratat. Al doilea obiectiv important este rezervația naturală din Paracas, care se poate face cu mașina, cu buggy-uri închiriate, cu biciclete, plajă și baie, depinde de anotipul în care veniți, la Playa Mina, e cea mai recunoscută din rezervație. Atât de rece. Da, e o glumă, Dori, o să o înțelegi tu în grijă mai mare. Experiența culinară la Bucasonto, dacă sunteți grup mare, nicio șansă, pentru că nenea Victor, bucătar, are 6 locuri la masă. 5-6 mai aveau masă în față, dar e o experiență și omul e foarte volubil, povestește, știe engleză față de multe alte locuri. Așa că cam despre Paracas, cam atât. Aglomerație la îmbarcarea și pe insulele Ballestas. Cazările, noi am avut două cazări, netul a fost la amândouă destul de slab. De asta nici nu am mai postat vlogul în ultimele două zile. Deci, o destinație de văzut și de neratat în Peru. Aglomerat acum în perioada Paștelui Catolic. Posibil să fie mai puțin aglomerat în alte perioade. Let's go to Huacachina! Așa arată Panamericana. Autostrada. Care, din loc în loc, pe mijloc, pus probabil localnici sau autoritățile, pietriș și se poate întoarce de pe o parte pe alta. Interesant. Având în vedere că n-au treceri.
corect, da, construite. Da, probabil pentru că na, nici nu au construit prea multe locuri de dor. Dar mai înainte m-am trezit cu un SUV. Da, aici e un loc în care te poți întoarce, poți schimba sensul, poți să mergi stânga, poți să mergi din dreapta. Da. Interesant. Să tai calea. Da, să tai calea cu tuk-tuk-ul, cu bicicleta. Da, da. Depinde cum ai noroc. Da. Spun cât? Aici ai cu... 17.40. Gracias. Și pe dreapta vedeți ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ce vă povesteam de ce am ales mașina. Au dat foc aici la clădiri, inclusiv la gheretele de încasare. A fost o zonă în care traficul săptămâna trecută a fost blocat de către cetățenii nemulțumiți și de către cetățenii turmentați, nu știu cum să le zic, celor care au vandalizat. Na. Fiecare cu supărările lui. Noi ne vedem de drum, nu? Da. Cam atât a fost Panamericana cu două benzi. Nu? Fiind de autopista, acum gata, o bandă. E o bandă și ceva, merge. Eu nu văd ce-o. Bienvenido aici, scrie în față. Bun, aici scrie fiind de autopista. Facem o liniuță acum cu un Gallardo. Și acum în față, că se poate. Ah, mă blochează în curbă. Hai, 90 de metri la stânga. De 4 km tot înainte. Iuhu! Am ieșit câștigător din lupta cu 3 tuk-tuk-uri. Cu Ferrari Spider. Da, 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 da. Gata, mergem în deșert. Am abandonat boacacina pentru moment. O facem la întoarcere pentru că e vinerea mare și sunt foarte mulți turiști peruani de la un kilometru jumate înainte de oază. Era coada de mașini din autobuze, tuk-tuk-uri, era o nebunie de nedescris, așa că și venim, da, și încă mai vin și venim când ne întoarcem. Așa că nu vă arătăm astăzi vacacina. Cea mai ciudată intersecție. Cred. Aia care fac stânga se încadrează pe banda din dreapta și de acolo virează. Aole. Bun, și că trec pe roșu, aia e partea a doua. Na, asta n-aș fi știut-o. Calitate tipic peruană din zona Ica, nu știm în rest. De acolo se vinde ceva. Lubenița și alte fructe. Am văzut că preferă să nu le termine.
la Nazca Lines. La Nazca Lines, într-un loc în care se pot vedea dintr-un turn celebrele linii. Nu. No. Când spui Peru, ce îți vine? Una dintre lucrurile care îți vine, care îți vin în cap, în afară de Machu Picchu? Lima. Lima, da, altceva. Liniile Nazca. Liniile Nazca. Da, liniile Nazca sunt o enigmă pentru toată lumea, pentru toți cercetătorii, dar noi am ajuns la ele. O să vă arătăm câteva, cele care se văd dintr-un... Există o posibilitate de a urca într-un turn pe traseul șoselei Panamericana. Să te urci într-un turn să vezi trei dintre aceste geoglife, de fapt, așa se numesc, de la Nazca. Prima oară ele au fost descoperite în 1920, când au început cu zborurile comerciale. Da, primele avioane să zboare, da. Iar în 1930, când s-a construit Panamericana, șoseaua Panamericana, au făcut primele poze, sau primele poze în care s-au descoperit aceste linii trasate pe podișul acesta. Se consideră că cei din civilizația Nazca au construit, au îndepărtat pietrele mai închise la culoare și au format aceste geoglife. Civilizația Nazca, care a fost între anii 200 înainte erei noastre și 600. Da. Ei nu aveau pe vremea aceea turnul în care să se urce sau avionul care zboară pe deasupra și să facă asemenea lucruri. Acum, prima dată, dragul meu, este, cum se zice, șopârla. A fost tăiată de Panamericana. Acolo se vede coada. Da, șopârla. Cei care au construit afirmă că ei n-au știut de fapt de existența șopârlei. Dar de fapt ei au fost dintre primii care au demonstrat existența lor, a geoglifelor. Geoglifele au formă de maimuțe, balene, ce mai erau? Delfini și păianjeni. Și oameni. Și oameni, dar mai rar. Nu se știe exact motivul construirii lor, dar se presupune că ar avea legătură cu ritualuri de fertilitate și cu apa. De a aduce apa. Varianta pentru a vedea cel mai bine liniile, varianta cea mai optimă, este de a închiria un zbor din Nazca. Aproximativ 80 de soli de persoană. N-am verificat lucrul ăsta pentru că ne e cam frică de avioanele mici, așa că noi nu o să încercăm. Ți-e frică? Bate și vântul. Eu vreau. Aici despre mine este vorba. Am vorbit la plural, da. Este cam frică. O să încercăm să vedem mai multe linii și să vi le arătăm. Gașca, care a urcat în turn. Da. Ăsta este turnul din care se pot vedea cele trei. Ăla e turnul vechi. Multă lume în continuare și aici. Și am ajuns într-un alt punct de belvedere, am mai petit oblei, de unde se pot, mirador, da, de unde se pot vedea o parte din linii, varianta fără avion. Ma regizoarea Lavi crede în teoria conspirată că poate o chestie totul turistică, dar nu e așa. Uite, filmează-le, Dori, cât de drepte și ce distanță acopereau. Se văd acum în față liniile. Tot podișul. A unei linii este de 1,8 km, sunt de acord. Trasată drept, dar... Din păcate,
păcate nu pot să zbor drona, că am două avioare care se tot învârt și e periculos. Așa că nu vi le putem arăta din dronă. Ne vedem mai târziu. Acum am trecut de liniile Nazca. În față avem ce? Cea mai înaltă dună de nisip din lume. Are 2087 de metri înălțime și se numește Cerro Blanco. Este în apropiere de Nazca. O să încerc să vă arăt. Luăm prânzul. Yummy! Lays con papas peruanas. Sățios. Am intrat într-o benzinărie și am găsit două modele de chips. Mi-am vrut să aminte iar de Cuba. Două modele de chipsuri, trei de biscuiți și restul alcool. Numai că nu ține de foame. Suntem în Nazca sau pe centura Nazcai. Nazcai, nu știu cum zic bine. Și ne-am hotărât că vom continua până în Arequipa, sperăm noi. Ne vedem unde ajungem. Supermercado. Am găsit Supermercado. Ați auzit cum s-a strigat Supermercado, adică ceva de mâncare. Parchezi tu acolo undeva, dar... Unde? Aici, în față. Na, mă duc să parchez. Am găsit Supermercado. Mâncare! Sigur, merg și eu acolo. Mâncare! Vin și eu. Vin și eu. Na, mergem până la supermercat. Tot ziceam că o treime din populația din Peru se află în Lima. Dar la cum arată, după ce am plecat din Nazca, unde se și locuiește? Deșert. Întindere mare, cât vezi cu ochii. Lăbuș!
Garson. Plajă. Puente Angosto. Atenție că eu văd mai îngust. Și sunt oameni de mare. Aerosol. Al Pacifico. Și pe Panamericana. Un apus de soare. La Pacific. Și în același timp, un răsărit de lună.